Te muți înapoi. Aici. Fii gata să faci matching-ul. Colegi, prieteni și toți cei care ne aud, vă spun bine ați venit și suntem gata să începem activitatea noastră. Vreau să vă zic bine ați venit și în casă nouă și în temă tot aceeași nouă. Suntem la un subiect destul de important legat de social media, legat de tot ce înseamnă comunicarea în online. Tema noastră este cum să faci bani din online. Este despre influence marketing, despre freelancer, despre tot ce înseamnă domeniul social media. Așa că vreau să-mi spuneți dacă sunt la noi prin audiență freelancer, cei care deja activează, și dacă sunt printre cei care vor. Deci haideți cu un plus, dacă ești freelancer, cu două plusuri, dacă vrei să activezi în acest domeniu. Iar eu aici, când dau un pic ochii în jos, înseamnă că mă uit la comentariile voastre, respectiv sper că voi mă auziți și să-mi dați un feedback. Așa. Este doi, vreau, înseamnă Alin plus. Bună seara. Așa, mai mult lume ar vrea. Așa, ok, bun. Deci, haideți să trecem la prezentarea noastră. Cum ziceam, vreau să fac bani caliber profesionist. Acesta este subiectul. Pentru cei care vor, probabil cel mai relevant e pentru voi acest moment. Din când înțeleg, se aude și se vede, așa că haideți să facem cunoștință și să începem la drum. Mie spune Dumitru Talmazan și eu lucrez în domeniul social media deja, cred că de peste 7 ani de zile. Respectiv, dintre cei care se află aici, mă întreb câte secunde să dedic procesului de povestire despre mine, anume de ce. Să înțelegeți prin ce fel de perspectivă, prin ce fel de prismă voi vorbi eu azi despre experiența mea în social media, despre sfaturile pe care pot să le dau și vă voi le da în contextul de freelancing. Așa că o să vă rog să-mi spuneți dacă prima oară sunteți la acest webinar sau aproximativ cifra câta oară cam sunteți în webinarele noastre. Dacă puneți 0, înseamnă că n-ați știut nimic despre noi până acum și iată că ați ajuns la webinarele noastre. Cred să înțeleg cât de relevant este să dau detalii ca să înțelegeți experiența mea sau dacă ne cunoaștem mai puțin vom trece și trecem direct la subiect. Vă rog 0 dacă prima oară sunteți, dacă sunteți prima oară în formatul de webinar și nu ne-ați știut până acum și de cifră cam câte, așa avem 5000, avem mulți, destul de mulți care prima oară sunt, dacă aveți încă timp să bifați până eu mă citesc, cei care ați pus 0, de unde ați aflat despre noi? Cum ați ajuns la evenimentul nostru? Vă rog mult, dacă mă va ajuta să înțeleg audiența noastră din ce vector face parte. Iar până atunci vreau să vă povestesc despre mine. Mie îmi spune Dumitru Talmazan și eu sunt certificat Facebook, lucrez de peste 6 ani în domeniul social media, respectiv partea de MBA executiv am în spate, partea de câteva proiecte în digital care sunt cumva fundamentul prin care eu fac comunicare, respectiv sunt speaker internațional, expert în digital comunicare, administrez câteva companii, ASAP Digital Team, companie care se ocupă cu promovarea rețelelor de socializare, a brandurilor pe rețele de socializare, Talmazan School, sunt speaker internațional în cadrul proiectelor cum ar fi Business Modest, Universitatea Sinergia, Sidorin Lab, Talmazan School și câteva cifre în baza
cărora practic azi vom discuta, spuneam, 6 ani de experiență, peste 200 de companii promovăm anual, peste 2000 de absolvenți absolvesc cursuri noastre, peste 30 plus de mii de persoane anual absolvesc evenimentele noastre gratuite și un buget de promovare de peste 300 de mii. Respectiv, cam asta sunt cifrele despre ce am făcut eu până acum și de ce am decis eu să vorbesc despre freelancing, despre freelancing în social media, este pentru că eu am fost freelancer. Eu am început calea mea ca freelancer. Eu am început calea mea antreprenorială mai întâi, pe urmă am mers pe care de digital comunicare. Respectiv, pot să vă spun cum am trecut eu de această cale și am ajuns la cifrele și succesele pe care le am azi acum, aici în Republica Moldova și nu doar, și poate cuiva va fi util. Să văd prin comentarii, ați răspuns despre unde ați aflat prieteni, rețele sociale, Instagram, Facebook, recomandare, Facebook, prima dată așa gen de webinare, însă cunosc despre Amazon School în anul trecut pe Instagram și am înțeles. Ok, bun, vă salut pe toți cei care deja sunteți aici, dacă vreți să faceți un bine societății, prietenilor și credeți că va fi relevant cuiva din cercul vostru de prieteni. Feel free și faceți un tag, un screen recording, un screen, o poză, taguiți talmazan.md, Talmazan School și spuneți că la noi vine, este webinar. În Instagram, la mine, apropo, ultimul stories este cu link spre webinar. Așa că 24 de ore va fi disponibil să treacă și să vizualizeze acest moment. Eu vă spuneam despre partea asta de experiența mea. Ea a început cam 10 ani în urmă, când eu am început să... Dumitru, puteți da o definiție pentru freelancing? Cu siguranță. O să fie dați până se mai adună lumea să vedem de unde pornim și unde ajungem, dar pornim precis de la conceptele și formule. Dumitru, răbdare un pic și promit să-ți răspund la întrebare. Respectiv, eu văd inevitabil elementul de freelancing pentru că el este o soluție perfectă pentru foarte multe afaceri. Eu îl văd freelancing-ul o soluție perfectă pentru specialist. Este o etapă, eu îl percep ca o etapă. O etapă prin care probabil vor trece foarte mulți specialiști sau prin care au trecut foarte mulți specialiști de la nu știu, înțeleg ceva și vreau mai mult. Respectiv, în contextul ăsta cam vom discuta și noi. Calea mea, vă spuneam, a început cam 10 ani în urmă și cam așa arătam eu 10 ani în urmă când administram prima mea afacere. Cei care nu știu cât e asta vreo 10 ani în urmă, asta e cam când 10 plus, cred că, da? Nokia 1100, o Nokia cu fanaric. Dacă ați avut, nu știu dacă ați avut sau nu. Respectiv, când eu am început activitatea, social media era un soi de... Cum pentru tare mulți acum e Clubhouse. Cineva știe, cineva ceva a auzit, cineva a încercat, dar nepoanetă și. Pentru că posterile, totul, tot era foarte intuitiv. Era un trend așa să postezi dimineața, amiază și seara. Era așa un trend. Mai era un trend interesant, spre exemplu, uitați-vă ce postare am găsit eu în arhivă, cam în 2013. Neapărat trebuiai să pui o poză ideală a directorului sau poza ta în colțul drept, stânga posterii tale și atunci eu lucram foarte intuitiv. Uitați-vă, asta e poză din 2015, asta e poză. Cam așa erau 2014, eram în Wedding Awards, noi puneam ca asta cam era personal branding, ceea ce azi la noi este, respectiv, atunci foarte multe le făceam intuitiv, tare multe resurse. Buget de promovare, nici nu știam ce înseamnă asta, mai spre sfârșit cumva, am dat noi de buget de promovare și tot cu 50 dolari puteai să ajungi la 30 de mii de oameni. Respectiv, foarte mult s-a schimbat în social media. Respectiv, calea, dacă aș denunța cumva un vector prin care eu am trecut, arată cam așa. Am crescut cândva,
După care am avut o experiență de antreprenoriat și voluntariat în 2013-2014 în Adra Moldova și am avut propria agenție de event management special. După care m-am angajat și am lucrat prin 2015-2016 la Niagara, Granat. După care am lucrat la OM, Marsala. După care am început calea spre freelancing 2017 și din 2018 am început să creez proiecte în digital marketing, să devin speaker internațional în mai multe țări, ca astăzi să pot administra câteva echipe și să avem o serie vastă de clienți în consultanță, în instruire, în proces de învățare, în proces de lucru, în proces de traininguri corporative și traininguri individuale, respectiv cam prin perspectiva asta și voi vorbi azi. Deci dacă voi sunteți aici, dacă voi sunteți gata, dacă voi vreți să vedeți cele 10 puncte prin care trebuie să treacă un freelancer, cele câteva 5-7 profesii și ce costuri sunt, dați-mi un fire, go și să pornim la drum. Eu sunt gata să încep. Dacă voi sunteți gata, spuneți gata, fire, foc, go și haideți să ne mobilizăm cu același spirit în format de webinar care va dura o oră jumate, respectiv atenția voastră, dacă este concentrată spre rezultat, atunci ceva se va primi interesant. Noi ne plac webinarele, noi două webinare pe lună le facem stabil, respectiv asta înseamnă că se registrează la noi la webinar de obicei 300-500 persoane, în live ajung vreo 100-200. Asta pe lună, la vreo 500 de persoane noi comunicăm în format de webinar și o vizibilitate de la vreo 300.000 de oameni. Și tot, chiar și cu aceste acțiuni, nu toți știu despre noi sau despre produsele noastre. Așa că dacă încă nu ați făcut un story, un tag, să ne ajutați să popularizăm conceptul de social media, să popularizăm ideile de posibilități de angajare, pentru că avem în spate deja case-uri, să vă povestesc azi, și mămici în decret, și din Moldova, și din Londra, avem și studenți, și din România, și de la nordul Moldovei, și din centrul Moldovei. Avem antreprenori care vor să intervină. Deci, atât de multe segmente pot să facă social media, să presteze servicii sau să facă pentru ei. De aceea, azi e o oportunitate foarte importantă. Deci să pornim la drum, cadou la final neapărat o să fie și vreau să vă spun că cadou. Vreau să vă spun la final, noi nu o să avem vânzare. Cei care au alergii la vânzări din webinare, știți cum te duci o oră jumătate și vinzi, avem și de aceste webinare, dar astăzi vor beneficia de un bonus extraordinar. Asta să fie unicul cadou de la final, cei care vor privi până la capăt. Doar cei vor putea, chiar dacă webinarul se poate de văzut în reluare, bonusul de la final va fi doar pentru cei care sunt în real time. Respectiv, let's start. Ce urmează noi să discutăm? Noi urmează să discutăm platforme de promovare, desigur că formele, desigur că costul și desigur că pornim ca freelancer și să vedem cu cât noi ne vindem la nivelul de social media. Ceea ce trebuie să luăm în vedere că există, pe de o parte, o anumită atitudine față de freelancer. Există o anumită percepere că freelancerii sunt niște specialiști de mâna a doua. Poate că asta nu e cinstit, poate că asta e experiența unora, da? Noi cu siguranță putem spune că și agencii sunt tare levăie și clienți sunt tare levăi mulți și freelanceri, dar de obicei, de ce este așa în piață o stare nepozitivă, aș spune eu, din motiv că freelancerii deseori sunt studenți. Acești studenți care amuiesc la lecție, amuie examen, dar antreprenorul amuie iarde. Și el sună și el spune, bună ziua, ne scuzați, dar eu sunt la lecție, eu n-am când, eu nu știu ce, sau nu vine, nu răspunde, n-are bani de rutieră, n-are bani de trolebus. Și atunci se primește că un antreprenor care are nevoie instant, amul de soluție, deseori freelancing-ul, el percepe că sunt niște pățănași care se joacă.
Chiar dacă eu cunosc colegi care lucrează ca freelancer pentru companii mari, este doar o formă comodă în care lucrează pentru proiecte internaționale. Dar în Moldova există așa preconcept. De aceea, când veți porni, trebuie să știți că deodată una din bariere o să fie să demonstrați că voi nu sunteți din turmă, voi sunteți o formă care are un alt tip de management. Respectiv, începem cu ce? Începem cu o introducere de calibrare a industriei și anume, haideți să vedem în ce fel de rețele trebuie, putem sau este de dorit ca noi să activăm. În Republica Moldova există câteva rețele sociale care sunt așa mai populare. Dar ce am observat este că freelancerii deseori se avântă și prestează tot. Asta e o greșeală foarte mare. Și Facebook, și Instagram, și Admeclasnic, și Twitter, și pe YouTube încă vă canal vă facem, și pe Telegram, și chatbot-uri, toate, și Google AdWords dacă trebuie, și copywriting, și email marketing, tot facem. Important să ne plătiți. Și asta este o greșeală foarte mare. Chiar dacă voi veți găsi așa client care are nevoie de tot spectrul de servicii și îți vă dă vă genul 1000 de euro și vă spuneți, păi, pentru ce eu sunt plătit pe 10 clienți? Am luat un client de ăsta și gata, cu unul lucrez. Eu nu cred că există om care este talentat în tot. Genul și în analitică, și în ads, și în copywriting, și în design, și în email marketing, și în programare, și în Photoshop, și Adobe Audition, și Illustrator. Pricepeți ideea, da? Adică undeva o să fie un gap, undeva o să lăjească tare, tare, tare serios. De ce? Eu sunt adeptul unor focusuri atât la nivel de platformă, cât și la nivel de specializare. Despre asta o discutăm inclusiv în continuare. Respectiv, primul moment, vă spuneam, este calibrarea. Uitați-vă în ecranele voastre, sunt rețele de socializare, o parte din ele care le puteți selecta. De ce putem să mergem, spre exemplu, Facebook și Instagram, cele mai de bază așa. Există YouTube-ul, tot o rețea socială importantă, după care putem să spunem că este TikTok-ul, nu a intrat în coace Clubhouse-ul, dar el încă e nepoanyatno și cu dânsul. Este Admeclasnic pe locul 5. Și deja dependență de industrie, putem să punem în contacte LinkedIn și Twitter și restul Telegram-urilor ca parte din alegere. Așa că primul lucru pe care voi îl faci, notați, 1. Mă apreciez pe ce fel de rețea socială vreau să fiu specialist. Eu când am început inclusiv și training-uri n-am început să facem și eu făceam și pe Facebook, și pe Instagram, și pe Adnăclasnici. Și eu am înțeles că mie îmi ia prea mulți bani și timp să mă fac asociativ expert pe toate trei rețele. De ce eu primul an de activitate am prestat servicii doar pentru Facebook? După care când noi am înțeles Facebook-ul, noi am început să-mi facem și Instagram. Acum mulți mă întreabă, Dumitru, e cum mulți? Vreo trei. De ce nu faci un training pe TikTok sau pe Clubhouse? Am ce spune despre aceste rețele sociale, dar nu am așa o experiență în spate ca eu să-mi permit moral să vă învăț pe voi ce înseamnă Clubhouse. Deci la o cafea, la un telefon pot spun tot ce am de zis despre această rețea socială. Despre Facebook și Instagram, până n-am atins anumite detalii, nu am creat nici carte, nu am creat nici training-uri. De aceea, dacă vreți clienții să vă plătească mai mulți bani, voi trebuie să vă asociați cu expertiză. De aceea nu vă ciupărțiți pe tare multe rețele. Apreciați-vă pe una, două sau trei. Respectiv, după ce am apreciat aceste rețele sociale de bază, al doilea moment care la noi vine sunt formele de colaborare. Deci formele de colaborare și costul acestor forme le putem foarte simplu defini, adică prin ce fel de strategie noi am putea să lucrăm în cadrul formelor și cât ele cam costă. Eu vă propun ca voi să vă apreciați și poate să vă faceți un screen la acest ecran și să vedeți să-l completați pe parcurs sau în general să-l completați pentru ca să vă fie foarte clar unde voi veți merge și ce fel de strategie și care e costul și care poziții voi vreți să le acaparați. Pentru că ele sunt foarte multe, acum și să le descompunem. Inclusiv ceea ce mă întrebați la început despre definiție. Uitați-vă, un freelancer, in-house și outsource. Da, avem egal forma. Freelance, in-house, outsource. Voi puteți să interacționați ca
freelancer, liber profesionist, in-house să vă angajați sau outsource să creați agenții. Deci aceste trei forme pun și în interiorul fiecarei forme noi vom putea identifica anumite tipuri de profesii sau anumite tipuri de funcții pentru care noi vom cere bani. Păi iată, eu v-am pregătit pentru voi o scurtă descriere despre definiție, că este freelancer este un liber profesionist, care un lucrător, freelance, o persoană care lucrează independent, care desfășoară profesional, fără un angajament, pe termen lung, scurt, mai simplu, in-house, ăsta este un salariat, angajat în cadrul companiei, de regulă, cu focus pe îngust, adică el vine ca copywriter sau SMM, da? Outsource, ăsta este o companie ce prestează servicii altor companii sau persoanelor fizice și, de regulă, este full service. Vă mai propun încă un screen, următorul screen vă-l propun să vă-l faceți. Ăsta ne dă cumva overview. Ce fel de funcții, cât ele costă și care cam sunt responsabilitățile, vectorul de responsabilități pe aceste funcții. Dacă pentru voi este relevant, dacă are sens acest moment, dați-mi vă rog frumos de la intermediar, de la 1 la 50, pe cât de ok mergem ca tempo. Ca conținut. Noi mergem în direcția corectă. Voi v-ați înregistrat un webinar cum să câștigi. Noi începem cu funcțiile, urmează încă 10 pași pe care trebuie să-i faci ca să câștigi. Explicați-mi de la 1 la 50 pe cât de relevant pentru voi este ceea ce vorbesc eu. Pe cât de tempo e bun la vorbire sau dinamica sau contextul sau așa. Dumitru, 30. Dumitru, ce trebuie să fac să fii 50? Scrie-mi, te rog. Așa. 40, Adriana, am o șpăteane, mai am o șansă, eu sunt. Așa. Ok. Bun, media este în direcția corectă. Bun, haideți să descompunem aceste funcții despre care eu v-am povestit. Deci prima formă despre care noi vorbeam este forma de freelancer. Ea este, are, deci, complexitate, da? Pe cât de multe resurse, energie sau nu știu cum să zic acest moment și ce fel de venit și ce fel de profit poate de făcut în acest tip de experiență. Deci freelancerul are nota 5 la încredere, deci el nu are prea mare încredere. Însă are nota 9 la flexibilitate, deci el poate să lucreze dimineața, noaptea, el face și vrea și când vrea, lucrează cu cine vrea. El are nota 6 la responsabilitate, adică el nu are prea multă logistică să aibă angajat, să aibă contabilitate, să aibă multe, multe responsabilități. E un actor, un poet, un artist. Nota 9 la autodezvoltare, ceea ce înseamnă că el are nevoie și dacă vrei să fii un freelancer bun, el trebuie să aibă responsabilitatea de autodezvoltare, de sine stător să înveță. Nota 10, management. Tare mult management trebuie să facă inclusiv pentru că trebuie să-și programeze timpul, orele și restul ceea ce are. Venitul lunar de la 2 la 8.000 de lei, asta per client, cheltuieli 1.000-3.000 de lei. Respectiv, un freelancer, spunem așa, poate să câștige vreo 2, 300, 400, 500 de euro ușurel. 1.000 de euro sunt, am cunoscut, care câștigă 1.000 de euro ca freelanceri. Dar cu cât check-ul este mai mare, înseamnă că ai mai mulți clienți sau ai chiar și ajutoare. Și atunci, unicul lucru care nu-l calculează majoritatea este cât cheltui tu ca să faci mie asta. Adică tu spui, nu vreau eu să lucrez ca angajat, acum să fiu următorul punct angajat. Pentru că eu vreau să fac 500 de euro, gen 10.000 de lei. Tu prin ei 6.000 de lei până mă, dar tu vrei 10.000 de lei. Abia că tu prin ei 6.000 de lei, tu n-avei treabă cu nică, tu vine la 7 sau la 9, ceilalți 5, da? Dar când tu devii freelancer, ți trebuie calculator. Ok, la lucru tot vine cu a tău, spre exemplu. Dar ți trebuie, spre exemplu, să te întâlnești cu clientul. Ai nevoie de o cafenea, o cafea, trebuie să te îmbraci altfel sau nu. Trebuie să stabilești întâlniri, trebuie să faci apeluri, trebuie să faci vânzări. Trebuie să, de asta spunem și o responsabilitate foarte mare. Freelancing-ul deseori nu este recomandabil celor care sunt experți. Deseori experți spun, mă duc eu în freelancing pentru că el se pricepe. Dar el știe să facă produsul, nu știe să-l vândă. Steve Jobs și Steve Wozniak. iPhone-ul a făcut Wozniak,
dar l-a vândut Jobs. Și aici, aici și este fișca. Că tare deseori greșeala plecării în freelancing, crezi că faci mai mulți bani și nimerești într-un cerc vicios în care tu vrei 1000 de euro, dar pentru 1000 de euro tu ai nevoie să mai angajezi un copywriter și un designer, pentru că tu nu reușești să faci copywriting și design și posting și analitic și tot. Și așa care tu îi angajezi, e doar tot scatini la etapa asta, genul și 500 de euro, doar cine să lucrezi 500 de euro? Și tu atunci devii antreprenor de amul, o bucățică. Și încerci să gândești altfel. Păi iată, a doua formă, deci prima formă de freelancing, a doua formă despre care noi putem discuta este forma de in-house. Este posibilitatea de angajare. Încrederea este mai mare, flexibilitatea însă mai mică. Responsabilitate mai puțină, tu ai venit, te-ai dus doar de proces. Autodezvoltare mai puțină la tine, la angajat nu o să ceară tare mult la tine și management tare puțin. Adică tu n-ai de vândut, ai client, este, nu e client, nu-i. Venitul de la 5 la 15 mii pe lună, cheltuieli de la 1000 la 5, adică mâncarea, transportul și ce mai trebuie pentru ca să ajungi și să te duci la lucru. Așa, se poate mai lent, deja tabelele, prea n-am dovedit să fac screen-ul. Dumitru, privește reluare și faci screen-ul neapărat. Încercăm să schimbăm astea tabelele poate mai lent. Avem mult material și eu vreau mai repede să reușesc tot. Respectiv, avem deja două perspective a unui specialist. El poate să fie freelancer și el poate să fie angajat. Da? Aceste două perspective la noi sunt strict legate de specialist. Eu sunt specialist și eu pot să încep singur să lucrez sau pot să mă duc undeva. Plusuri, minusuri sunt în ambele părți. Ceea ce aș vrea să vă dau un sfat este ca decizia în ce fel de vector să mergeți să se bazeze pe ce puteți oferi. Dacă voi știți, puteți, probabil e timpul să mergi pe freelancing. Dacă nu știți, nu puteți, probabil mai logic o să fie să mergeți în in-house, să căpătați experiență. Pentru că o a treia variantă care o să vă propun este outsource. Este posibilitatea în care voi veți crea o agenție sau vreți să aveți o agenție, aici încrederea este mai mare către agenții, pentru că agențiile se poziționează ca specialiști, flexibilitatea mai mică, responsabilitatea mai mare, autodezvoltare mai mare, management mai mare, logistică mai multă, business development, skills-uri de dezvoltare mai multe. Însă venitul unei agenții poate fi pe lună de la 100 la 500 de mii de lei, profitul o să fie de la 50 la 200-300 de mii. Adică voi un un procent bun veți cheltui pe publicitate, arende, angajați, relații și dacă sunteți 2-3 fondatori, atunci o să trebuiască să împărțiți de la 1000 la 5000 de euro pe lună, probabil, dacă deschideți o agenție. Eu vreau să vă întreb, la nivel de responsabilități. Aceste sunt formele. Mai înainte de asta, eu v-am povestit vouă despre funcții și vreau foarte ușor să descompunem partea de funcții. Acest screen care, la fel, dacă n-ați reușit, puteți să-i faci o poză, este că în raport cu fiecare tip de există aceeași funcție. Există project manager, spre exemplu, există social media manager, designer, copywriter, traffic manager, story maker, analytic manager. Costul lor variază. Ce este important că la noi în piață deseori zici că vreau să mă angajez ca social media manager. Da, ați auzit cu siguranță așa ipoteză, vreau și eu să mă mișc. Abia că social media manager ăsta este un soi de project manager în social media. Dacă vreți să vă angajați într-o companie, probabil voi să faceți that. Dacă voi sunteți antreprenorul, probabil voi să faceți that. Dar dacă vreți să fiți freelancer, dacă vreți să fiți expertul, eu vă recomand și insist ca voi să vă apreciați cine voi sunteți. Voi sunteți un bun project manager?
Adică un SMM, ce face un SMM? El conceptualizează. El are 2, 3, 4, 5 proiecte. El face mood board-uri, el face research-uri, el urmărește trendurile, el administrează de task-uri la copywriter, la designer și pur îmi postează. De task-uri la media manager care face promovarea. Deci social media manager este un soi de project developer care cu rirul va ied proiectele. Noi avem următorul e designerul. Noi avem designeri specializați pe partea de social media. Asta înseamnă că noi avem designeri care au gust, înțelegere și viziune ce înseamnă o postare în social media. Și astăzi, probabil, să mă întrebați, pe de o parte, designeri care știu să facă postări pentru social media, decât designeri care știu să facă logotipuri și site-uri. Pentru concurența e foarte mare acolo, dar ei specialiști nu sunt. Nu, gen, foarte puțini poate să înțeleagă nu doar faptul că nu trebuie să aibă 20% de text sau că cover-ul la Facebook să aibă mobile responsive safe zone, chiar dacă la branduri mari nu, asta nu-i se respectă. Nu, tipa, basic-ul deseori mă întreb cine a făcut design-ul ăsta? Apoi că este și partea încă psihologică care contează foarte mult. De ce e? Designerii sunt iarăși o nișă aparte. Există copywriter. Asta deja e mai popular, dar dacă voi învățați ghinile la limba română, dacă voi sunteți maladeți la limba română, știți tăi ortografie, știți să scriți, aveți un dar de a scrie, eu cred că voi trebuie să faceți freelancing măcar un ceas, două, la un brand, două, să le faci niște postări. Scriți biografii, scriți about-uri, scriți articole, scriți pe blog, să scriți posterile. Dacă voi puteți în baza unui task, că, spre exemplu, eu vă dau acum un task, e necesar ca pe Dumitru Tamazan, de-l prezentat ca speaker internațional, vă dau o serie de regalii pe care eu le am, ultimele evenimente, și voi din asta trebuie să faceți o postare. E că cine poate asta să facă? Cine poate, scrieți în Instagram talmazan.media și eu mâine vă dau de lucru. Important este să aveți capacitate. De lucru noi găsim pentru toate cele funcții care noi le arătăm. Deci, încă o dată la ecran imaginea, care ne arată că există, spre exemplu, traffic manager. O, traffic manager, asta e tare interesant. De ce e interesant? Pentru că traffic manager asta este probabil una din cele mai întrebate funcții azi în contextul pandemiei. Asta este una dintre cele mai întrebate funcții pentru că ea aduce rezultate instant. Dacă copywriter-ul va scrie și el va influența un pic, designerul tot un pic, SMM-ul tot, dar traffic managerul, deci postarea organică ea o să o vadă puțin. Traffic managerul sau media managerul este persoana care setează publicitate. Astăzi, după cum vedeți, el poate să câștige de la, e că mai dăm o dată screen-ul în imagine, de la cât acolo la noi? De la 1000 de lei per proiect, asta înseamnă că el va câștiga de la 50 de euro per brand ca să facă promovare până la 300 de euro per brand. Asta înseamnă că ai 10 clienți, dar un media manager bun poate să ducă în jur de 20 de companii. Deci în jur de 20 de companii la care tu să faci publicitate, eu cred ușor, bag mâna în foc, 3 oameni găsești. La început, cât 50 de euro? Asta e un preț mizer, e ca prostă mizer. Dacă tu ai cunoștință, treci niște instruiri, te instruiești. Avem noi în programul Mentor My Business, avem noi un proces în care eu, Alin Pan, da, e targetolog, da, traffic manager e targetolog. Avem un exercițiu în care eu dau la studenți ca ei să ducă la prieteni, la rude și spui, de o lună de zile să promovezi gratuit. Cost serviciul meu 150. Dacă îți placă, hai, pe urmă putem discuta. De ce în primul 3 luni de zile e bine așa acțiuni? Pentru că voi încă nu aveți experiență. Voi încă nu puteți să-mi dați mie nimic. Poate voi aveți în cap că ei și un buspost n-ați pot rezolva. Dar e demonstrat că e mai greu. De ce voi puteți să primiți experiență de banii clienților? Ei primesc un serviciu gratuit, își scot o leagă de logistic, voi primiți acces la niște bugete și niște experiență. Noi asta o facem sub egida mea, deci ei nu pot afecta bugetele clienților negativ, dar siguranță această fișcă poate de făcut, pot să o facă toți. Păi iată,
În jumătate de an tu strădești la 100 de euro și găsești 5 clienți. Nu, și asta 5 clienți. Și asta 5 clienți, spuneți voi măia, dacă real, puneți-mi, vă rog, plusuri. Dacă reală muia, cei care ar vrea să lucreze ca targetolog, ca specialist de SMM, dacă voi muia ați, v-ați imagina cineva din cunoștință, prieten, fișinul lui tata, drugul lui fișorniu, cu mătru, care au business și promovează, voi ați avea la cine să vă adresați și să le spuneți, nu ai nevoie de promovare? Spuneți-mi, ați avea sau nu? Eu încă o dată vă arăt slide-ul ăsta. Gândiți-vă dacă ați avea sau nu elementul ăsta și dați-mi un plus. Nicolae spune, adică există la voi în rude, în cercul întâi sau cercul doi de prieteni, cineva care are nevoie acum sau ar avea nevoie acum de promovare, și voi ați putea să le prestați acest serviciu. Ia câte sunt. 1, 2, 3, 4. Asta înseamnă că voi deja, Dumitru spune că n-are. Dumitru, nu te-ai gândit ghini precis. Precis că este, dar tu încă nu știi. Cu siguranță există oameni la care voi ați putea să prestați servicii. Poate o leacă mai ieftin decât media. Poate, dar e posibil. E că Nicolae zice că găsim și în afara cercului de cunoscuți. Da, 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 se poate găsi și în afara cercului de cunoscuți, cu siguranță. Păi iată, revenind la subiectul nostru pe partea asta de ceea ce vă spuneam, fiecare din ele, din aceste funcții. Spuneți-mi voi cine sunteți? E că momentan sunt sau vreau? Haideți așa să o luăm. Sunt project manager? Sau vreau să fiu project manager, sunt social media manager, sau vreau să fiu social media manager, sunt designer sau vreau, sunt copywriter sau vreau, sunt traffic manager sau vreau, sunt story maker, analytic manager. Deci eu încă o dată vă le arăt toate așa mai răruți ca să nu spuneți cât are repede. Și vreau să-mi scrieți, sunt sau vreau? Project, social, designer. Copywriter, că Mariana a spus că sunt copywriter, vreau designer. Uite, Mariana, măi, clienți câțiva poți să ai, dacă și ne are nevoie. Track manager, sunt și vreau continuare să mă extind. Super, hăciu puteți să mă mi targetologăm. Aha, vreau să fiu social media, vreau designer, vreau, 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 vreau. Ok, văd și mulți care vor, văd și mulți care vor. Bun. Pentru diferite nivele există diferite soluții. Și am repetat, am spus asta din start că eu cred din tot sufletul că pentru multe companii social media începătorii, targetologii începători, sunt o soluție perfectă. Da, poate ei nu au în spate 100.000 de euro buget cheltuit care îți dă o încredere în setare, care îți dă o claritate și o viziune. Dar nici tu ca business, tu ai 20 de baxuri, 50 de baxuri, 100 de euro. Și spate făcut cu 100 de euro pe o lună de zile? Nică. Atunci se pupă aceste două lucruri și e interesantă ipoteza. Ok, văd răspunsurile voastre, mersi, sunteți atât de receptivi. V-aș da un like și un share, dar nu știu unde, așa că mai gine voi faceți-o, tăguiți-ne pe Instagram talmazan.mediatalmazanschool. O să-l percep ca semn de recunoștință pentru contentul care îl livrăm. Vă spuneam despre momentul de unde noi pornim. Deci de unde noi pornim? De la ce fișcă trebuie să luăm în vedere? Mai precis trebuie să luați creionașul în mână și să începem nouă comunicarea. Este că noi vom porni de la liber profesionist. Asta este o persoană care va lucra de sine stătător, pe cont propriu și vreau să vă în drum să vă dau oportunitatea să trecem acești 10 pași spre libertatea profesională și creșterea financiară. Respectiv, sunt 10 gânduri pe care, dacă le veți trece pas cu pas, nu, eu nu știu, garantat, nu din cauza că, la noi, apropo, în cultură nu prea prinde în marketing chestia asta, garantat rezultat sau ceva genul ăsta. Nu e despre asta, dar
Dar noi am trecut momentul ăsta, băieți și fete. Am trecut elementul ăsta, că tare deseori noi vrem, am văzut foarte multe vreau, sunt trafic, vreau, probabil designer, vreau. Și întrebarea mea este, ce ești gata să faci pentru asta? Vreau să privești aceste 10 puncte. Să notezi fiecare punct și în rând cu fiecare punct să pui plus sau minus, nu genul, tu ai făcut asta sau tu n-ai făcut asta. Ca să-ți dai seama, măcar prin perspectiva ipotezilor pe care eu le lansez, care sunt șansele tu să atingi acest rezultat. Dacă nu ai o alternativă și o altă cale. Să pornim. Primul punct. Primul punct la noi este timpul. Ce înseamnă timpul? Asta înseamnă că trebuie primul, în general, pas pe care trebuie să-l faci este să răspunzi la întrebare. Câte ore pe zi ești gata tu să dedici acestui domeniu? De timpul tău va depinde, apropo, în tema asta de timp, îți depinde cât de repede tu o să atingi cel imcul. Deci primul element din puzzle-ul sunt liber profesionist este time. Cât timp tu azi ești gata să dedici la experiența ta, creșterea ta. 12 minute, Alin? Alina, 12 minute? Hai spuneți-mi, cât timp voi pe zi aveți? Cât timp tu ești gata? Noi avem experiența când cineva îmi spune, Dumitru, 4 ore, pentru că la mine copilul taman adorme și eu pot să fac. Sau, Dumitru, eu pot sara după lecții de la 3 până la 12 măcar să rup ghetele. Deci, la voi care este situația? Cât timp voi sunteți gata să dedicați? De menționat că de timpul, de cantitatea, de o oră, două, trei, cinci, 12, va depinde cât de repede vom urca muntele. 7 ore, o oră, 5 ore, 5 ore, 2 ore, 3 pe zi, 4, 3, 3, 4. Ok, vectorul de la 3 la 5 ore în medie, eu văd aici. Bun. Зафиксировали. V-ați răspuns. Prima întrebare, timpul, sunt gata să dedic 3, 5, 7, 4 ore. A doilea punct pe care noi mergem, asta este elementul de direcție. Deci la început eu v-am spus despre partea de că noi trebuie să alegem încă cu ce fel de rețea socială noi trebuie să mergem. Deci este important ca noi să ne apreciem înainte să investim timpul nostru, aceste 2, 3, 4, 5, 10 ore, noi trebuie să ne apreciem ce fel de rețea socială va deveni rețeaua noastră de bază. Noi trebuie să ne apreciem care vector noi îl vom lua ca să săpăm adânc acolo. Deci e mega important că noi să săpăm adânc. Cât mai adânc vom săpa, cu atât mai puternici noi vom fi ca experți. Așa că noi avem Facebook, avem Instagram, avem Anaclasnici, avem YouTube, avem foarte multe rețele sociale. Vreau să-mi scrieți aici, cei care spușe, că eu, oamenii care răspund, eu înțeleg că voi vreți rezultat, eu înțeleg că voi vreți să faci ceva. Haideți cu voi să vorbesc. Restul, mai sunt câțiva care nu au răspuns, dar tot vor, dar ei pur și simplu ori la volan, ori mâinile ocupate și nu pot scrie, vă iertăm. Cei care pot scrie și vor rezultat, vă spuneam, direcția, ce fel de rețea socială voi vreți să deveniți în expertiză? În care din platforme voi vreți să deveniți expert? Excepții vor fi designerii, copywriterii, poate pentru voi la tete. Dar dacă noi vorbim de social media manager, dacă vorbim de targetolog, dacă vorbim de analitic, de story maker, sunt personaje care trebuie să ia în considerație, că să devii moderator Clubhouse sau story maker pe Insta sau TikToker, astea sunt total funcții diferite ca media manager pe Facebook. Sau adnăclasnici. Adică Facebook, Instagram, YouTube, Facebook. Instagram, Facebook. Deseori este combinația asta de Instagram, Facebook. Ok. Respectiv. Dacă ne-am apreciat cu pasul 2, da? Am zis pasul 1, 3 ceasuri, Facebook. Pasul 3 este un pas strategic. Se cheamă follow. Vreau ca voi, azi, dacă n-ați făcut, dacă ați făcut, puneți bifă că ați făcut, dacă n-ați făcut, eu vreau azi voi să
faceți un research, să faceți o căutare prin social media, prin Google, prin media online, la prieteni, toți care te înconjoară, specialiști care lucrează pe direcțiile selectate de tine. Începe să urmărești activitatea lor pe rețele de socializare, accesezi paginile lor web, vezi ce vorbesc, cum vorbesc, și cursuri au, de unde ei se inspiră, de unde ei învață, pe cine ei urmăresc, uite-te, pe care cale a trendurilor ei le identifică. Adică tu te-ai apreciat că vrei să lucrezi pe Facebook. Și, spre exemplu, tu începi să faci un research, dar cine e Republica Moldova în România, Ucraina, Rusia, America, mai este fix așa ca mine, lucrează în domeniul ăsta. Talmazan, ia să intru să văd la dânsul, dar și site-uri are el, dar și produs are el, dar și postează el, dar cât postează, dar de când postează, dar pe cine îl urmărește, dar ce a făcut, dacă Nicolae Follow a făcut, super, cine a făcut BIF plus, cine nu a făcut, puneți minus. Dacă ați făcut acest pas, sunteți mă ating în acei 5% din cei care vor să fac și au început ceva să fac. Din 100, da? Adică tare mulți vor și ei vor și tu când întrebi, dar tu știi ce înseamnă 1, 2, 3? Nu, de ce? Dar pentru că el mai departe continuă să uite la Comedy Club. Adică el vrea să devină social media manager, dar el nu citește cărți, el nu se uită la YouTube canale, el nu se uită la live-uri, el nu comentează, el vrea să devină pentru că el vrea bani. Așa s-a gândit, a văzut la webinar că dacă tu ai 200 de euro pe media și tu ai 10 clienți, sunt 2000 de euro, 20 clienți, sunt 4000 de euro, 30 de clienți, 6000 de euro, 50 de clienți, sunt 100.000 de euro, dacă 1000 de clienți, asta sunt 2 milioane de euro. Vreau 2 milioane de euro. Cam așa e logica. Tu pismul în asta, ce poți tu să dai? Tu poți să ai un client și să-ți plătească ție 10.000 de euro. Tu poți să dai în ea servicii de 10.000 de euro? Nu mă întreba dacă pot eu să-ți plătesc. Tu poți să-mi dai. Tu știi ce înseamnă pixel? Tu poți să instalezi conversii personalizate. Tu știi ce înseamnă audiență? Tu ai lucrat vreodată cu vreun landing? Tu știi asta ce înseamnă pâlnit? Tu știi ce înseamnă un CRM? Tu ai lucrat vreodată cu scripturile? Tu ai creat vreo publicitate vreodată? Tu știi ce este jobs to be done? Tu ai creat vreodată avatarul clientului? Tu ai făcut vreo postare vreodată? Tu ai deblocat vreo pagină, tu ai fost blocat vreodată, tu ai comentat, tu ai răspuns la comentarii. Adică, e ca zona asta de între vreau și acționez, este zona de responsabilitate. Pasul 4. Pasul 4, startăm acțiunile. Ce facem noi în startul acțiunilor este să începem să faci cunoștință cu domeniul selectat. Vă spuneam, canal de YouTube, webinare, începem să săpăm. Noi am identificat 3, 4, 5 oameni pe care noi să-i urmărim. Noi începem să citim cărți, începem să lucrăm în formatul ăsta. Și adițional, vă rog, nu doar mergeți pe vectorul de latură directă către domeniu, dar o leacă deschideți portița către niște cunoștințe care vor merge în paralel. Spre exemplu, când tu ești un targetolog sau când tu ești un social media manager, tu trebuie să știi ce înseamnă asta vânzări. Tu ar trebui să știi ce înseamnă un CRM. Tu ar fi bine să cunoști o leacă măcar din neuroprogramare, NLP. Ar fi bine să ai bunul simț 7 ani de acasă. Ele te vor ajuta să faci campanii mai bune. Dacă tu nu privești știrile, dacă tu nu privești, și nu știu cine e președintele Republicii Moldova, președinta, atunci tu ai șansă să nu înțelegi în ce piață tu activezi. Tu trebuie să înțelegi că faptul că Elon Musk a intrat în Clubhouse și s-a ridicat cu câteva procente bune momentul ăsta, asta este un element organizat la nivel de algoritm, la nivel de strategie. Tu trebuie să fii în temă cu tot. Tu nu poți să spui că mai hata scraiu, în principiu eu așa vin la lucru, fac boost post, ei ne-au zis să fac 3 postări pe săptămână, eu am făcut 3 postări pe săptămână. Nu că nu e posibil, asta e real și încă sunt tare mulți care lucrează sub așa temă. Dar, eu te întreb pe tine, tu vrei acolo sau acolo? Vrei 100 de euro sau 1000 de euro? Cât? Am o vedea. Respectiv am început să urmărim acești oameni prin YouTube, am început industria să urmărim, tăci țin social media, am intrat pe Telegram canale și noi suntem în temă. De-a începe că Facebook a schimbat algoritmul, Twitter-ul a început să facă preview-ul la posterile din YouTube, Telegram-ul a blocat, aici s-a deschis. Voi deja sunteți în temă, voi începeți să vă șerbeți.
Mai departe vine o etapă foarte importantă. Dacă până acum obținem o anumită instruire self-made, mai departe vine etapa 5, etapa de instruire. Etapa de instruire este etapa în care din tăți care voi ați urmări 3, 5, 10, 6, tu îți alegi iubirea ta. Tu îți alegi acel personaj care ți este aproape. Cum vorbește? Cum arată? Despre ce vorbește? Conținutului. El deja la tine este în top, tu ai top, top 3, 5. Dar tu n-ai buget de tăți top 3, 5, 6, 7, da? Respectiv, tu trebuie să alegi 1, 2, care sunt mai aproape spiritului tău. Majoritatea speakerilor vorbesc despre același lucru, doar că vorbesc diferit. Deci, diferit vorbesc. Și atunci îți primește că eu îți sugerez ca tu să nu mergi acolo unde e ieftin, ori acolo unde e popular, ori acolo unde e scump. Dar dacă este acreditat acest speaker la nivel de bun, ai intrat în piață, te-ai uitat, ai făcut research, tu nu întâmplător l-ai ales pe Talmazan. Tu ai făcut research, ai văzut cum ai fost 3000 de studenți la dânsul. Este acreditat Facebook, are niște regalii în spate. Și dacă tu spui, ok, am încredere că ceva acolo șaret. Mai departe, următoarea etapă să fie că tu trebuie să vezi, da, eu îți plac ca speaker. Nu te nervezi eu că dau din dești și că le desfac așa. Pentru că sunt mulți, zic, Dumnezeu, și desfaci deștile, nu știu, e incontrolabil. Trebuie să mă leg așa la... Deci, etapa 5 la noi este că noi trebuie să începem instruirea. Instruirea cu acel 1-2 speakeri pe care voi ați ales ca eroi. Și probabil să mergeți în cursuri de grup, probabil să luați niște cursuri individuale. Este elementul în care voi deja trebuie să investiți în voi. Investiția nu are nicio logică cu fraza n-am bani sau spate nu că n-avem bani. Voi vreți să faceți 1000 de euro pe lună. Voi vreți să faceți 10.000 de euro pe an. Este așa termen ca LTV, Lifetime Value. Orice business are o logică de return of investment, o logică de întoarcere a investiției. Când tu ca freelancer vrei 200-300 de euro, eu sunt sigur că cu 200 de euro tu și singur el, tu calea asta de 10 puncte n-ai nevoie. Tu prostă uite-te o luni, 3 luni zile la YouTube pe tema social media, how to set up a Facebook campaign și ceva tu să înțelegi. Dar ești fără asta, tu într-un Facebook acolo este next, next, next și tot atât îmi zdelăși. Și ați găsești doi clienți care n-a să înțeleagă nici ei, nici tu și cumva 100 de euro să-ți dăie. Când vorbim de freelancing, eu vorbesc de responsabilitate. Eu vorbesc de elementul în care freelancing-ul ar trebui să iasă din umbră la nivelul de halturcici unii și să iasă în zona de noi prostă putem să vă dăm un preț mai bun pentru că noi nu avem companie, noi nu avem angajați, noi nu putem să venim la voi la oficiu, noi avem 2 ore în care putem să vă dăm un rezultat de 2 ore. Și asta costă 50 de euro. E că eu așa văd. Respectiv, atunci asta înseamnă că voi trebuie să investiți în cunoștințe. De ce e scump 50 de euro pentru un curs? Sau de ce e scump 500 de euro pentru un curs dacă tu investești 500 de euro într-un curs care într-un an de zile tu poți să faci, spre exemplu, 3000 de euro? Ți-ai întors 500 și s-au mai rămas 2000 jumate. Deci, care este problema? Problema este doar aici, în căpățână. Că tu vezi doar sub nas aici. Dar dacă tu azi corect vei investi în tine, dacă tu azi corect vei trece pașii de dezvoltare la specialiști corecți și tu peste jumătate de an, într-o lună de zile, poți face de 3 ori cât ai făcut. Calea mea către specialist certificat, către agenție, către business în domeniu, a durat 3-5 ani de zile? Mult a durat. Foarte mult. Eu examenul ăsta la Facebook... Mă tine vreo 2 ani de zile am început, tot începem, lăsăm. Și el costă 300 de euro. Și dacă nu-l dai încă o dată, trebuie să-l mai dai. Și în engleză, și let me speak from my heart, acolo vopșie nu trece. Dacă aș fi avut cunoștință rude, ceva care știu engleză, poate încă mai putem să mă zic așa, în adenochi, adenochi încă. Respectiv, în contextul ăsta, e foarte important să începeți instruirea. Nu contează la cine. Pentru mine, nu că da, Talmazan, să ne învățăm neapărat. Nu, măcar și la Moroz dușeți, veni tot una. Întrebarea este că fără instruire deep, fără instruire în care noi primim expertul feedback-ul instant, asta sunt instruire de grup, asta sunt instruirile individuale, banii se răscumpără. Eu pur și simplu te-ar de să aud problema în bani. N-avem bani.
Dar cum poți să ai bani? Asta e paradoxul afacerii. Vrei să ai bani, trebuie să dai bani. După ce am trecut etapa 5-a, ele acum să spun cât ele durează, mergem la etapa 6-a. Etapa 6-a la noi se cheamă acțiuni paralele. Acțiuni paralele presupune că noi în timp ce facem cunoștință cu domeniul, cu specificul acestor funcții, cu studiu, instruirea, cu experții, cu începem să identificăm acești 3-5 prieteni din primul cerc, din a doilea sau din a treilea, la care îi spunem, Dumitru, am văzut că ai o pagină de Facebook, eu aș putea să prestez servicii de social media, pot face content sau pot face copywriting, nu-ți trebuie. E cum, am o fetiță care știți cum la noi așa este, la, este o fetiță la noi face să mă. Tu spui, uite, n-ai nică de pierdut, lați fetiță să fac mai departe cum o faci. Să-ți fac 2-3 postări, să arăt ce pot, eu mă iei ca la etapa că vreau să mă reprofilez. Mă știi ei până mu ca grușic, ca director de companie, de-aia că măi vreau și eu să mă împic. Dușa prozi, de că vreau să scriu texte. Respectiv, când începem, eu sunt gata să-ți ofer ție 2 luni, 1 lună, 3 gratuite, serviciile mele ca tare costă 200 de euro. Dacă peste 2 luni de zile o să-ți placă, atunci, cu drag, putem să continuăm. Dacă nu, adică am încheiat, tu ai avut experiență, eu am avut experiență. Îți minte, m-am spus la un start, de banii clientului, putem să căpătăm experiență. Respectiv, e că de etapa asta, etapa 6, este etapa de acțiuni paralele. Tu de aici te înveți, dacă mai ai vreun mentor, atunci el poate să-ți ofere feedback instant. Noi, apropo, e extraordinară chestia asta. În Mentor My Business, la noi sunt vreo 3-4 freelanceri, doi dintre așa deamă au clienți, vreo doi îi pușuim, du-te, mai repede. Pentru că eu mă văd o săptămână cu studenții mei și ei iau clientul din prima zi, ei pot nici nu știu seta publicitate. Și din cauza că când sunt mentorat cu mine, eu împreună cu dânși setez publicitatea pentru clienții ăștia. Și eu le garantez că ei n-as de ei fac-up-ul și n-o strâși campania clientului. Respectiv, el capătă experiență, capătă suport, capătă toate detalii care le ajută să mai repede spornească toată calea asta, să nu și 5 ani ca la mine. Așa că acest pas de acțiuni paralele, Mariana a trecut prima instruire, înseamnă că urmează a doua, a treia și urmează acțiunile paralele deja spate din început. Se poate acumula internship-ul. Da, se poate făcut și internship-ul. Vezi, Adriana, e un soi de internship chestia asta când zic că se poate eu gratuit să lucrez la voi. E un soi de internship. Doar că internship-ul este vreau experiență, dar când spun eu modelul ăsta, eu îți spun de dat cât eu cost. Și eu spun, uite, eu pur și simplu vreau să demonstrez că eu cost ăștia 50 de euro pe jumătate de an. Da? Adică, în sensul ăsta, asta este un model tare, tare bun. Pasul 7 la noi este price dumping-ul. E o întrebare tare, 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 tare serioasă. Price dumping-ul, mulți spun, nu e bine să te lansezi cu preț mic, pentru că dacă ești mic, preț mic, pe urmă greu ridici, este așa ceva. Este așa ceva că dacă intri cu campanii din seria punctul G în Facebook, atunci este mare șansă să rămâi cu punctul G în Facebook. Dar afacerea, și când spun de freelancing, asta este un soi de afacere, voi vindeți serviciile voastre și prestați serviciu. Voi nu sunteți angajat care este expertul. Voi sunteți expertul care vinde servicii. Păi iată, nu toate afacerile au același antreprenor în spate. Sau mai bine zis, 100% nu toate afacerile au în spate. Respectiv, în dependență, cine stă în față la business, așa tip de business se dezvoltă. Eu nu merg pe price dumping. Eu tare rar. Chiar dacă în unul din afaceri pe care noi avem, eu intenționat am intrat în piață cu price dumping. Dar înainte de a face price dumping este micșorarea prețului, da? Mai mic decât ca medie sau mai mică medie. Eu merg pe partea de a anunța prețul real. Adică eu spun, băieți, costă 100 de euro. Următoarele 3 detalii eu le dau cu 30 de euro. Următoarele să fie de amul și iarăși. Vedeți, la primii 5-10 clienți, noi nu facem la toți
Noi nu mergem ca să stricăm piața. Noi nu mergem să ne creăm nouă o viziune incorrectă. Noi dăm la câțiva, 3-5 oameni, ca să ne formăm prima bază. Aceste două puncte despre 6 și despre 7 țin încă de o chestie tare importantă. Când voi să începeți să vă împachetați deja mai serios, vă faceți un landing, probabil, sau să începeți să faceți o pagină pe Facebook mai complexă, voi trebuiască să arătați în spate, dar care e experiența voastră? Dar ce ai făcut în viața asta? Știți vorba asta? Apoi ca tot experiența asta gratuită de internship, la prieteni, price dumping-ul, este inclusiv așa zisele artefacte. Voi când dați gratuitate, ori când dați prețul, vă înțelegeți un lucru. Dumitru, îți facem reducerea asta. Dar la final de colaborare, noi vom putea folosi logotipul tău la noi pe site și tu ne vei da un feedback în scris sau video cum vă înțelegeți cu mine. Și astfel voi veți putea să oferiți mult mai mult peste 3 luni de zile decât ați începe din prima de să vindeți cu 100%. Voi veți face diferență în piață. A 8-lea punct, destul de important, este ca să te decizi. Este destul de greu moment, o grea etapă din activitate, este să te decizi pentru că o parte din cei care lucrează în freelancing, ei probabil lucrează undeva, la o agenție, la o companie, respectiv, dacă noi am în paralel, noi dacă am spus 2 ore dedicăm până când eu mai lucrez undeva acolo, mai lucrez ca freelancer în copywriting. Respectiv, ajunge un moment în care trebuie să iei decizia să te concediezi sau să-ți schimbi profesia deja în freelancing. Abia ca tocmai peste câteva iterații, 5-10 iterații de succes, când ai trecut câțiva clienți, când ai văzut că tu poți presteți, când ai văzut că ai încasat bani, când ai văzut că asta, tu poți deja să te concediezi de la jobul vechi dacă lucrezi sau radical să-ți schimbi vectorul. Eu nu sunt adeptul informației în care tu azi ai un job stabil, 10.000 de lei, 6.000 de lei, 4.000 de lei, nu contează, și tu spui, eu am fost la webinar, mâine vreau și eu freelancer. Și n-ai niciun capital. Dacă ai un capital, dacă ai niște bani, ai părinți, ai condiții, unde străiești, tu mâine n-ai să te întrebi cu ce să mă hrănesc, dar dacă mâine tu spui, băi, am dat toți banii pe instruire, dar experiența s-a peste 4 luni, cu ce să trăiesc mai departe, când eram grușic, măcar ceva, dar vine. Adică elementul vine că eu nu sunt pentru ca voi să tăieți din start. Eu sunt pentru ca voi să trăiți în lumea în care trăiți și ați trăit până azi, iar în paralel să vă dezvoltați o nouă cale, o nouă istorie. Și când o să ajungă un moment și voi o să vedeți acest moment, voi deja nu o să mai puteți să intrați în aceeași piele și ca manager de nu știu ce, și ca creativ și ca art director în social media, și voi o să luați decizii, și punctul 8 este să te decizi. Punctul 9 este cel mai complicat, dar cel mai interesant este creșterea, că următoarea etapă este practic individuală. Tot procesul, să mărești clienții, să mărești fluxul, să înșeci, să faci landing, logo, să pui task-uri între ele, să înveți aplicații, Excel-uri. Este o etapă în care tu deja trebuie să crești. Tu ai atins 2, 3, 4, 5, 600 de euro stabil și tu deja nu poți să lucrezi pe carnețel, tu deja nu poți să n-ai pagini de Facebook, de Instagram, chiar dacă până la 2, 300, 400 de euro puteai și fără pagini de Instagram și Facebook. Pur și simplu, tu recomandare, 3 druși te recomandat, încă 3 te recomandat și acum ai nou clienți. Când tu ajungi la o etapă că tu îți spui, ok, eu sunt freelancer, înseamnă că tu deja trebuie să crești. Pasul 10 e cel mai greu. Asta este dezvoltarea continuă. Dezvoltarea continuă care presupune că serviciile tale deja nu mai costă puțin, probabil deja pe piața Republicii Moldova n-ai spațiu, probabil deja partea de concurență ai devenit pentru brandurile existente. De aceea, tu ai nevoie de dezvoltare continuă ca să poți face față concurenței, să poți face față strategiilor care sunt în social media și să poți să încerci să te deosebești și să faci tăi bani. Este aici așa o etapă tricky, acușa să urmează,
pentru că eu am ajuns la dânsa și eu am mers mai departe, cineva poate să rămână, cineva poate să iasă, sunt trei căi. Acum să ajungem la dânsa și acum vreau să vă povestesc cât timp asta poate să vă iei. Dacă îmi spuneți, acum, dacă s-a schimbat un pic situația dintre cifrele 30-40, de la 1 la 100, cât de relevantă este comunicarea noastră și cât de necesar este și dacă sunteți aware cu mine la nivel de topic pe care l-am lansat. Noi tipul ăsta de webinare le petrecem o dată la 2-3 luni, pentru că mă simt responsabil și șaruiesc asta cu piața noastră. De ce, Dumitru, s-a schimbat situația, mulțumesc. Super. Mersi mult, înseamnă că suntem pe aceeași undă, asta bucură. Respectiv, cât timp asta va lua? Deci cât timp o să vă iei toate aceste 10 etape? Începem de la momentul care ține de punctul 1 și 2, în jur de o lună de zile. Punctul 3 și 4, în jur de 1-2 luni de zile. Maxim o lună, punctul 5, 6, 7, 8, maxim 2 luni, maxim 3 luni, punctul 10, după cum am spus, este un punct continuu. De fapt, eu aș împărți nu doar pe, spun așa, luni de studii, da? Pentru că este prima etapă, a doua, a treia chestie, dar aș împărți în 3 din experiență. Vă spuneam la început niște cifre și ele nu sunt pentru să mă chiciuiesc. Ele real sunt o mândrie, o responsabilitate și o chestie care este egal Dumitru Talmazan. Noi avem deja peste 3.000 de absolvenți în format offline. Noi avem peste 25 de companii în consultații corporative. Eu am văzut atâta lume care are tangență cu social media și cineva care plânge și spune: Dumitru, eu ieri n-am vrut, va, ce să mai facă să mă... Gata, e ca e aici. Cineva care vine la curs și zice că net, atât mai eu. Cineva care vine și spune: băi, eu credem că asta e altceva, asta e posteri căchietă care de pus, nu știu, like-uri, chestii de asta, analitică și date, asta e crută. Apoi, iaca, eu își califica în 3 tipuri de oameni pe 3 categorii. Prima categorie, la noi va dura în jur de la 1 la 3 luni ca ea să treacă toate etapele astea. Asta sunt oamenii cei mai bravo, asta sunt oamenii cei mai adaptați, cei mai prea și-au luat. Există o categorie de oameni care o vor face în 6-10 luni. Asta este media. E ca dacă vreți să luați de la zero și să aduceți un profit și să lucrați ca să mam, asta e tipa vreo 6-10 luni. Și există experiență când noi vorbim de 12-24 de luni. Când noi vorbim despre faptul cu oamenii și 2 ani de zile, tot zic, dar și asta pixel. Apoi e că dacă a trecut un an și tu mai ai forță, ladna, îi poprobui. Dar dacă a trecut 2 ani de zile și tu zici, nu înțeleg și asta business manager, nu s-am cânit fă eu. Noi avem situație când 2 ani de zile, pentru că noi deja instruiri facem mai mult de 2 ani de zile, oamenii tot mai vin și eu văd că nivo. Nu ți-i dat să scrii, nu ți-i dat să iubești oamenii ție. Nu te chinuie. Respectiv, așa, care era punctul 6, că nu am dovedit să scriu. Stai să dau punctul 6. Da, acțiuni paralele. Acțiuni paralele în care noi începem deja și să dăm la persoane gratuit sau la un preț mic sau un preț mare dacă reușiți să veniți. Dar important este între studiu și următorul pas când noi pornim în cale, noi trebuie de a începem să facem niște practică. Internship, gratuitate, practică, numiți-o cum vreți. Respectiv, vă spuneam, partea asta despre timp 6-10 luni este segmentul perfect. Deci eu sunt pentru o realitate în care Alina, da, был опыт, когда мы, но в течение 2 лет мы уже имели такое дружеское отношение, понимаешь, 2 года видеться на курсах, и тогда мы решили, что нет, это не ее, это девушка была. De aceea nu este des, oamenii de obicei după 10 luni singuri cedează.
Dar eu cred că 6 luni, asta e termenul minim. 1-3 este excepție. Dar vreo 10 luni, un an de zile, dacă voi vă veți fierbe, în acei 10 pași urmăriți, învățați, personal, testați, încercați, ați făcut, nu a mers, zacrâli cantorul și înapoi în angajare. Pentru că asta inclusiv este nu pentru toți. Inclusiv este nu pentru toți. Respectiv, vorbim despre partea de când noi trecem de etapa ulterioară, atunci trebuie să știți că vă așteaptă încă ceva. Vă așteaptă Excel-uri, vă așteaptă analitică, pentru că clienții la etapa când voi sunteți experți așteaptă că voi să le dați anumite tabele, anumite grafice, anumite analize, adică nu pur și simplu cum a fost reclama, normal a fost. O să trebuiască să începeți să învățați ce înseamnă Asana, o să trebuiască să înțelegeți și să reveniți poate sau să te deprindeți Trello. Tare multe lucruri o să trebuiască de revenit, pentru că parte de criză în acest punct este că specialistul câștigă de la 1.000 la 2.000 de euro și de obicei el are un ajutor minim și este o cale de răscruciune care el zice că băi, poate să-mi deschid agenții, nu genul mai mulți clienți, mai mulți bani. Și ce vreau să vă zic, asta este că din specialist fără sisteme, în specialist cu sisteme, asta este o etapă de tranziție. Din freelancer în agenție, la fel este o etapă de tranziție, practic la zero. Aceleași etape, adică nu crezi că dacă tu ești bun freelancer, mâine când se întrecă într-o agenție, tu și e bună agenție, nu, tu să ai fix aceleași etape de 3, 6, 12, 24 de luni, în care tu să trebuiască să formezi echipa, să dezvolți alte abilități, să cauți oficiu, să cauți imobilier, să cauți tare, tare multe lucruri. De ce eu tare desuri optez pentru un element în care tu să-ți faci atâi 1.000 de euro curați și să nu crești mai mare? Pentru că dacă îți pare că tu să faci 5.000 de euro, pentru că asta e și problema. Că există un punct în antreprenoriat în care într-un moment dat tu să trebuiască să te focusezi. Tu să trebuiască să te focusezi pentru că întrebarea pentru toți este în momentul dat. Dar cea mai importantă întrebare este câți bani vreau să scot? E ca, din ce e prezent? Spuneți-vă, vă rog mult, cei care sunt, cei care vor, nu contează de profesie, media oricum este una generală pentru toți, câți bani voi vreți să scoateți curat din activitatea, sau cât ați vrea, din activitatea de freelance, câți vreți să scoateți în euro? 500 de euro, 1000 de euro, 2000 de euro, 300 de euro, câți bani voi vreți să scoateți curat? Asta a venit minus cheltuieli. Au venit 10 clienți, ți-a dat 100 de euro, ai 1000 de euro, ai cheltuit 50 de euro publicitate, 30 pe picene, 20 pe crasovși și ți-a rămas 600 de euro curat. Cât? Cât? 1000 de euro. 10.000 de euro pe an, astăzi vreo 8.000 de euro, da? Peste 500. Freelance part-time, ca în 2016, cele mai bune timp. Așa, 500, 1000, 1500, 800, 1000, 500. Așa, 1500, 600. 600. 400. 400. Ok? Eu vreau să vă arăt viziunea mea despre venit. Despre profitul lunar care poți să-l ai în social media. Aceste grafice Excel-uri, eu mă uitam pe YouTube, dar acolo spuneau că e enorm de puțin despre asta, unde putem învăța așa formații. Viața, sunt tabele de Excel, eu le-am învățat de sensitor. Noi le dăm la studența noștri, dar eu le-am învățat singurel. If este egal și tot așa. Dacă noi vrem să câștigăm până la 1000 de euro, asta este destul de real. Dacă vrem să câștigăm până la 500 de euro, asta e vabșe leho. Dacă puteți să oferiți ceva. Acest ceva trebuie să fie calibrat la, țineți minte, 1, 3, 6, 12, 6, 10, 12, 24 de luni de investiție, timp,
bani. Eu vă rog ca voi să vă răspundeți la întrebare. Eu sunt gata să investesc 6 luni de zile. Și atunci, voi spuneți, eu 6 luni de zile am investit 5.000 de euro, 1.000 de euro, 300 de euro, 100 de euro, nevajna. Și dacă eu într-un an de zile, dacă sprinesc cât 500 de euro, eu am 50.000 și dacă eu să-mi scot în a treilea an investiția. E că calculați în așa paradigme. Nu calculați genul, eu vreau 500 de euro și adică în aprilie de-am să faci 500 de euro. Viziunea mea este următoarea. În primul an, spate de câștigat de la 1 la 2.000 de euro pe lună, profit lunar, dacă ești un specialist foarte bun sau dacă ești o agenție începătoare. În al doilea și al treilea an, de la 2 la 5.000 de euro, cu siguranță spate de scos cu aceleași condiții. Dacă tu ești un specialist foarte bun și deja doar agenția. De la 3 la 5-lea an, agenție doar, specialistul puțin probabil poate să atingă așa culmi, asta 5.000 de euro plus, pe lună, curate, pentru faptul că prestează servicii. Sunt excepții când sunt specialiști, consultanți, care iau și pot să ridice cecul de 5.000 de euro mult. Cineva spunea, vreau mai mult de 1.500 de euro, mai mult nu are sens. Puțin probabil că e simplu, adică trebuie să fii specialist foarte bun ca în freelancing să atingi așa culmi, dar e real, 100%. Cunosc vreo 3 persoane care fac în jur de 2.000 de euro, dar nu cu proiecte locale, dar internaționale, în social media. De aceea e real, dar trebuie să știi limba engleză și eu le-am curcăreț, duci pe site-uri de freelancing și iei clienți din America cu 400-500 de euro, nu moldoveni cu 100-200. Respectiv, în social media, eu nu văd real, dacă să luăm așa, o medie, nu excepție, există o agenție, 2, 3, 5 care sunt excepții, dar sunt restul, 10, 20, 30, nu poți face pe lună mai mult de 5.000 de euro. Deci dacă voi vreți să vă băgați în business și spuneți, bă, eu vreau un 30.000 pe lună, cu agenție digitală n-ați poți. Eu maxim ce am putut scot, asta este din agenție, asta este 1.000.000 în anul 2020 lei și asta nu este mult. Nu înseamnă că asta sunt 5.000, dar mă pahale e, că mamă nigăriu. Luând în vedere că noi încă ștet asta am jumătate am reinvestit în tăte, ca și vedeți aici că am ușa păsăm pe 4 și e ca vreo tăta asta e în o parte din investiții au plecat ca noi să avem o calitate streamingului mai bună. De aceea, cu cât mai mulți bani vrei, cu atât mai mult trebuie să crească networking-ul, trebuie să crească nivelul de viață, trebuie să crească echipamentul, tehnica, la și mănânci, unde mănânci, cu cine te vezi, de ce te vezi. De aceea, tare des, când începem să facem calculul, noi ne dăm seama că dacă te ridici sus, e un soi de va-banc. Și parcă era mai interesant să faci 1.000 de euro ca freelancer și nu avea atâtea probleme cum o mâie câștigi 5.000 de euro. De ce? Viziunea mea este că voi trebuie să începeți de la ceva. Dar precis este elementul de parte de proces în care voi trebuie să deveniți specialiști. O întrebare foarte interesantă. Ce urmează? Ce trebuie să faceți în continuare? Da, Alina, важное окружение – это рост. Așa. Ce credeți? Cum credeți? Care este următoarea etapă? Ce trebuie de făcut? Ce trebuie voi să faceți mai departe? E ca cum voi ați califica? Printr-o frază, printr-o expresie. Dacă te întreb, ap și mai departe, e ca imaginează că webinarul s-a terminat și soțul, soția, fratele, sora, copilul întreabă, tata, mama, Inga, Colea, ap și mai departe. Voi ce ați răspunde? Uciță, uciță, și ori uciță. Хватит uciță, Alina, пора работать. Ajungi uciță atâta. 75 de persoane sunt aici. Să iau pixul în mână și să scriu. Eu speram, Mariana, că tu ai scris până mu. Trebuie să scrii până mu, dar da, lasă Lene să începi acțiunea. Instruiri, trebuie să avem dorință de ne implica profund, trecem la acțiuni. Eu
Cred. Eu sunt convins că dacă aici sunt 10, 20, 30 de freelanceri, voi aveți de lucru în piața Republicii Moldova. Dacă voi vreți să lucrați, eu vă spunem, dacă voi puteți să manipulați cu textul, sunteți buni la asta, scrieți talmazan.mire, Dumitru, eu pot scriu texte, pot să fac șicalatcă, красиво сделаю, tot cum trebuie. Dacă poți, atunci eu sunt gata să colaborăm. Dacă nu pot, eu te transmit la alții. Dacă sunt oameni acum în online care au înțeles, băi, freelancer acolo trebuie management, trebuie să vând, dar nu-mi place să vând, trebuie să știu. Nu, dar eu vreau social media, poate mă duc să mă angajez undeva. Scriem, Dumitru, în Instagram, talmazan.me, scriem, Dumitru, am văzut webinarul, am nevoie de lucru și scrie istoria ta. Și eu văd, ori te angajez undeva la noi, ori la partenerii noștri, ori vine să faci internship-ul la noi în companie și îți oferim angajare după asta, ori în altă parte. Ori tu spui, Dumitru, eu vreau să fac acțiuni, eu am înțeles, eu vreau agenții sau eu vreau ca freelancer să câștig, nu am o, dar anul ăsta măcar, sorry, măcar vreo 5.000 de euro anul ăsta să câștig. Oricum anul trece. Pandemia presupune că noi încă un an, doi, a să fim în condiția asta. Respectiv, pentru cei care, exclusiv pentru cei care vor de lucru, vor să presteze servicii de copywriting, nie, am nevoie de copywriter, bună mea, vor să facă internship-ul, scrieți pe talmazan.media în Instagram. Scrieți-mi întrebarea, istoria voastră. Pentru cei care vor să facă un upgrade, vor să-și deschide propria agenție sau vor să facă ca freelancer un pas mai mare, look-at pe ecran. Pentru voi avem ofertă specială. Asta este o programul nostru de consultanță pentru contextul Mentor My Business. Voi undeva acum trebuie să vedeți butoane. Voi vedeți acum undeva butoane, da? Undeva trebuie să apară butoane și voi puteți să vă înscrieți la o consultație gratuită. A apărut butonul Vreau consultație gratuită, în care eu să vă răspund la întrebări despre calea voastră, și vreți să faceți, cum vreți să faceți, încotro vreți să faceți. Noi avem programul Mentor My Business, în care noi mai avem încă vreo 5 locuri pentru următoarele 6 luni de zile, de instruire individuală. El este cuplată. El variază de la 3 la 5.000 de euro programul pentru 6 luni de zile în care noi oferim consultanță. Dar există și instruiri. Există foarte multe combinații și gratuite instruiri și cuplată. Există foarte multe chestii. Sau pur și simplu voi aveți 2-3 întrebări și vreți să înțelegeți și trebuie mai bine. Dacă sunteți în calea asta, eu vă invit să vă înscrieți la un program gratuit în care voi să beneficiați de o consultație cu mine, tete-a-tet, prin Zoom sau individual, offline, și să încercăm să găsim o soluție. Pentru cei care nu vor să meargă tare, tare departe, dar încă sunt pe tema de social media, noi întotdeauna facem așa de astea oferte exprom, de ce spuneam că ele sunt cumva în doar valabile și link-ul ăsta și ceea ce spunem noi, noi avem cursul de instruire, este cursul Facebook, este cursul Instagram, este custom master ads. Facebook la noi costă 99, Facebook Start, de euro. Instagram costă 99. Master ads-ul, reclamele, 299. Asta sunt 3 luni de instruire. Asta sunt 7, 4, 4, sunt vreo 13, 15 zile de instruire. Pe că toate programele noastre noi costă 500 de euro. Pentru cei care vor să treacă toate programele, noi le dăm la 50% reducere, 250 de euro, doar azi. Și ne scrie în Instagram, Dumitru, vreau oferta full de 250. E că scrieți-ne în Instagram dacă voi vreți să
Faci o instruire full. Vreți să știți ce Instagram, cum se postează, cum se face promovarea, stories-urile, hashtag-urile, mug-urile, filtrele, tot, tot, tot. Vreți despre Facebook, tot ce ține de ce postăm, când postăm, unde postăm, citare, campanie. Vreți publicitate, business manager, pixel, audiențe, remarketing, strategie, campanie lead generare, campanie message, campanie impact, campanie awareness. Toate momentele astea sunt în jur de vreo 15 zile din câte am numărat, plus două cărți de 200 de pagini de Facebook și de Instagram. Toate acestea costă 500 de euro în online, 700 de euro în offline. Apoi ca versiunea online și offline oricare vreți, la 50% reducere. Așa că cine îmi scrie azi mesaj în privat, acela are posibilitatea să beneficieze de această ofertă doar pentru cei care au rămas aici. Instruire se face online, Eugenia. Online din oricare colț al lumii și puteți să scrieți prietenilor sau ei să scrie nou sau pentru dânși să scrieți, lăsați un contact și noi o să revenim cu detalii. Revenim la bonusul care este. Cei care cu instruirea, cu lucru, iar elementul de bază, vă spuneam, este programul Mentor My Business, este un program în care noi deja avem mai mulți participanți, deci, iacă, uitați-vă, sunt o serie de participanți care au trecut trainingurile noastre corporative. Acum noi în activ avem lista de branduri și de persoane, este Anișoara, este Mariana, Anișoara, domnul Palade, sunt branduri ca Estel, ca MOL Telecom, Codifandre, Promed, Centre, care fac parte din programul nostru de Mentor My Business, unde eu săptămânal lucrez cu ei la planul lor de social media, instruirea lor sau angajaților, setarea campaniilor sau verificarea campaniilor. Respectiv, dacă vreți să beneficiați și voi de un așa program, atunci clicați pe butonul Vreau consultație gratuită. Noi ne vedem și eu văd dacă vouă asta vă trebuie. Deci eu văd dacă vouă, în general, vă trebuie o astfel de consultație care durează 6 luni de zile sau 12 luni de zile și unde este și instruire și mentenanță și restul. Adică nu pierdeți nimic dacă social media este lumea voastră, dacă voi vreți să fiți parte din comunitatea noastră, care este de peste deja foarte mulți participanți la evenimentele noastre, unde puteți găsi și în Facebook, și în YouTube, peste tot puteți găsiți informații despre succesele și rezultatele noastre. Eu pot să mai răspund la întrebări, înainte să fac o concluzie, pregătiți întrebările voastre și putem să avem un mini-dialog. Până una alta faceți vreun story, stăguiți-ne dacă conținutul o să vă pară relevant. Spuneam despre partea de influență, despre partea de freelancing. Asta este o formă prin care, poate fi înlocuită sau de in-house sau de outsource. Freelancerul este un liber specialist care poate să dedice de la o oră la infinit timp pentru partea de a livra un anumit tip de expertiză. Asta poate fi copywriting, design, social media, project management, story maker, asta este analytic manager, asta este TikToker, asta e Clubhouse, asta e chat manager, adică care lucrează doar cu mesageriile. Sunt foarte multe tipuri de specializări, fiecare aceste specializări costă și în medie de la 50 la vreo 200 de euro pe lună de client. Astfel ai 2, 3, 50 clienți, ai făcut la 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 de euro. Asta e experiența prin care eu am trecut și prin care trec studenții mei sau prietenii cu care mai vorbesc. Dar elementul de bază este că tu trebuie să cunoști ceva. Dacă tu știi deja ceva, atunci iată-te cunoștințele și mergi în piață și deodată buhnești pentru că acolo e nevoie de tine. Dacă tu nu știi, atunci va trebui să treci acei 10 pași prin care tu întâi găsești oameni care îți plac, începi să-i urmărești gratuit, pe urmă treci la dânși niște instruiri, iei niște mentorate, pe urmă începi să lucrezi în paralel gratuit sau ieftin, pe urmă decizi să mergi doar pe direcția asta și ridici prețul, pe urmă formezi echipa și tot așa mergi mai departe. În toată calea asta, poate fi programul Mentor My Business pentru voi, o formulă în care noi să vă ajutăm să vă creăm companie sau să vă ajutăm ca freelancer să vă faceți pe anul 5-10 mii de euro,
să vă instruim și să vă ghidăm și să vă monitorizăm clienții personal, eu o dată în săptămână să lucrez cu voi, sau voi puteți trece aceste instruiri care la noi sunt în format clasic, prețul 500 de euro tot full pachetul, sau 700, sau cine scrie azi în Instagram, doar azi, nu o să fie când scrieți mâine sau când priviți acest video din YouTube, nu va fi oferta valabilă, noi ne ținem de cuvânt, dacă am spus, așa să fie. În rest, dacă vreți o consultație personală cu mine, pe direcția de social media, pe direcția de dezvoltarea voastră personală, vreți să lucrați, vreți să altceva, completați pe butonul care este ofertă, consultație gratuită, dacă întâmplător ceva nu lucrează, talmazan.md este Instagram-ul meu, unde puteți găsi. Acum haideți să vă răspund la câteva întrebări și dacă mai este sens sau cuiva ceva nu e clar, eu pot să intervin și să dau explicație. Se pare pe scurt despre aspectul juridic a freelancing-ului în Moldova, de exemplu impozitele. Alexandra se poate de lucrat ca freelancer cu patentă la nivel de instruire până la 20 de persoane, de obicei freelancerii lucrează pe negru. Adică, să fim sinceri, asta este realitatea. Să deschizi un SRL pentru freelancing nu cred că este logică, pentru că tu faci 200 de euro și la contabilă să-i dai 100 de euro și încă buget de promovare și tu încă minus să-ți știi. Deci, adică, dacă vrei să lucrezi, lucrează și dacă se apară ceva detalii, atunci poți să intervii pe elementul de ceva procese de legalizare a acestei funcții, a acestor active. Așa, despre cum să setezi reclama pe Insta sau Facebook în cursul de 250 de euro. Da, Adriana, cursul ăsta de 500 de euro care este la noi Master Ads, intră publicitatea. Eu, exprompt, acum am dat o ofertă de 250 de euro în care intră și cursul ăsta. Deci intră cursul Facebook Start, Instagram și cursul ăsta în format online. Un webinar foarte util, aș vrea o dovadă de participare, confirmare, dacă este posibil pentru instituția unde activez, mulțumesc pentru înțelegere. Aliona, te rog foarte mult să scrii pe Instagram-ul talmazan.school, scrie șefului meu, Lidia, scrie Lidia, bună ziua, am fost la webinar, Dumitru a spus că este posibil să primim, dar asta numai lui Aliona, în excepție că să nu se începem și comentarii, și eu vreau, și eu vreau, și eu vreau, dar la vreo 2-3 cine are nevoie, scrieți în Instagram și noi vă liberăm o diplomă de confirmare în format digital. Dacă mai sunt ceva întrebări legate de tema noastră, de Mentor My Business, de cursuri, de format, de orice, feel free și adresați-le dacă voi nu mai aveți întrebări. Atunci nu uitați că la noi este Instagram, talmazan.md este Instagram-ul meu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că voi ați fost azi aici. Vă mulțumesc pentru că voi ați fost activi, că ați dat dovadă de like-uri, share-uri, ați făcut Instagram-uri, m-ați tăguit. Și pentru mine este o plăcere să vorbesc despre domeniul social media. Este o chestie de asta organică. Eu pur și simplu prind plăcere, caifuiesc, este așa o vorbă în limba engleză, de la faptul că vorbesc despre ceea ce îmi place, ceea ce știu și ceea ce ajută pe alții. Mă inspiră ideea că un tânăr sau o tânără care până acum nu a făcut nimic în social media, peste 3 luni de zile, ea începe să înțeleagă ce înseamnă pixel, ce înseamnă business manager, cum se setează o campanie. Peste încă 3 luni de zile, ea începe să facă în loc de 50 de euro, să ceară 150 de euro. Pe urmă, cineva își deschide agenție, cineva spune bine, mersi, până aici au fost, cineva începe să înțeleagă ce e asta, fiind antreprenor. De ce? Dacă vreți să faci o schimbare, această carantină blestemată, din păcate, este și nu o să pleci nicăiuri. Și dacă ne mai fac încă vreo 2 lockdown-uri în care trebuie să stăm acasă, atunci freelancing-ul cred că va fi una din soluțiile de bază și mai mult ca atât să lucrăm pentru proiectele internaționale. Deci învățați limba engleză, treceți cursurile, înscrieți-vă la un program gratuit de consultanță în formatul Mentor My Business. Și dacă vreți să vă deschideți o afacere, nu doar în social media sau în social media,
lăsați contactele voastre în formularul Vreau consultație gratuită. Discutăm cu voi 5-10 minute și poate o să fim mai de folos. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc și vă lăsăm încă 5 minute butonul. Pe curând, toate bune, ne auzim foarte curând.